Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A fost ieri în sectorul 3 o întâmplare care nu credeam că mai este posibilă după... Adică n-am mai văzut sau n-am mai auzit de cozi peste noapte pentru ceva, un serviciu sau un produs sau orice, cum să spun, de pe vremea comunismului în această țară. Unde nu avem magazine Apple. Că dacă ar fi magazine Apple, probabil că la vreo lansare s-ar face cost noaptea sau așa era. Mă rog, asta era o paranteză cu ghilimele. Mi-a fost și în anii 90 la vize. Se mai făceau cost peste noapte la diverse ambasade. Da. Bun, dacă nu ați văzut știrile, vă explic despre ce este vorba. Se închid grădinițele și în sectorul 3 și presupun că și în alte sectoare ale capitalei și prin alte locuri din țară există doar câteva grădinițe de vară, peste vară. Cererea este foarte mare. Asta este un lucru care trebuie spus cu tărie. Dacă e cererea atât de mare pentru grădinițe de stat și peste vară și oricum, tot timpul, grădinițe crește, e cerere mare, de ce nu face statul ceva ca să răspundă acestei cereri din moment ce noi plătim statul ca să se ocupe de problemele noastre de cetățeni? În paralel, să știi că există grădinițe private și școli private care au program de vară. Adică copiii care sunt de grădiniță sau de școală pot merge în continuare la grădiniță sau școală în zona asta privată și pe perioada verii. Da. Există programe speciale, nu fac ore și așa mai departe. Da, dar poate că nu toată lumea are banii pentru grădinițele și școlile private. Am dat ca exemplu, deci acolo cei privații și-au organizat timpul și pe perioada verii, nu au închis și au plecat acasă, ne întâlnim la toamnă. Da, pentru că au prevăzut privat, chestia asta. Mediul privat răspunde cererii respective și încasează bani de la cei care sunt dispuși să cumpere acest serviciu. Discutăm mai devreme, o altă paranteză, discutam mai devreme despre cazul parcării de la Otopeni, de la aeroportul Otopeni. E același lucru. Toți cei care au mers la Otopeni cu mașina vreodată știu că parcarea publică de acolo pe termen lung, adică parcarea, nu e publică, e parcarea aeroportului, care costă și aia destul de mult, este tot timpul plină, absolut tot timpul plină. Fiind în continuare mult spațiu în jurul aeroportului, unde se pot amenaja parcări sau parcări subterane acolo, Ministerul Transporturilor și Aeroportul Otopeni de decenii întreg nu fac nimic ca să ofere niște locuri de parcare. Oamenii vor să vină să dea bani. Dar de jur împrejurul aeroportului au apărut zeci de parcări private. E o parcare private. Maxim. Bun. Toți au parcare acolo. Revenind la cazul ăsta, deci au fost cozi de sute de persoane peste noapte, oamenii au stat peste noapte la grădinițele din sectorul 3 care desfășoară programul acesta, grădinița de vară. S-au făcut liste de așteptare, au fost liste cu sute de oameni care așteptau. S-a dus domnul primar acolo, a zis că problema lui este că, de fapt, toată treaba este organizată de inspectoratul școlar acum, nu de primărie. Lumea se întreabă, dar de ce nu faceți programări? De ce nu se pot face programări online? Iată câteva comentarii de pe pagina de Facebook a primarului Negoiță de la sectorul 3. Oameni indignați spun, la școala 88 erau aseară la ora 9. 80 de persoane. Suntem în 2023 și stăm la cozi cu dosare cu șină în mână. Ministerul de vina pe primărie, primăria dă vina pe minister. De ce nu ați detașat echipaje ca să se păstreze ordinea? Deci oamenii sunt... Mă, nu vă supărați, plătim taxe în țara asta. De ce nu vă organizați să răspundeți cererilor noastre pentru anumite servicii? Altcineva, am ajuns la grădinița 88 la ora 6 dimineața. Eram numărul 230 pe lista acolo făcută de părinți. Noi suntem la grădinița 88 de 2 ani, dar nu cred că prindem loc și pentru vară. Altcineva, la Greierașul, o altă grădiniță, coada s-a format de ieri seară, deci cei care am venit de dimineață stăm degeaba în teorie. Altcineva, avem servicii unde nu ni se permite nici măcar întârzierea, dar ce să mai vorbim de concediu de 2 luni jumate, apropo de ce faci, dacă nu ai cu cine să lași copiii, că poate nu toată lumea are bunici, sau poate bunicii muncesc, sau poate bunicii sunt în altă țară, habar n-am. Bun. Aș vrea să vorbim despre asta, despre situația asta în această dimineață. 0372069599, numărul nostru de telefon. Și dacă ne ascultați din afara țării, sau dacă ați locuit o perioadă în afara țării și v-ați întors, spuneți-ne care este, cum se rezolvă această problemă
în Europa, în Europa aceea civilizată în care vrem să ajungem noi. Cum se întâmplă în Danemarca, de exemplu? Își iau grădinițele concediu, educatorii pe parcursul verii, că presupun că la un moment dat trebuie să-și ia și oamenii aceia concediu. Își iau concediu, ok. Când își iau concediu, ce se întâmplă? Se deschid altele, își iau prin rotație, se merge la grădinițe private. Cum se întâmplă? Că, în general, nu e nevoie de tot personalul pe perioada verii, pentru că nu sunt cursuri așa cum se întâmplă pe parcursul anului școlar sau la grădiniță. Cu cursurile astea, sunt organizate jocuri și așa mai departe, spun. Mult mai simplu, deci nu trebuie să fie tot personalul. Bun, și poate lua concediu. Ok, dacă copilul are 4 ani sau 5 ani, totuși cursurile astea, adică hai să fim serioși, că nu dă examen de capacitate sau exact. Ceva. Îl înveți să deseneze și să facă ceva. Asta zic. Am o nepoțică în Spania, pe parcursul verii, este adevărat, grădinița, care e școală, care are 4 ani la vârsta asta, deja se consideră că merge la școală acolo în Spania, nu mai merge la grădiniță. Mă rog, e un pic diferit sistemul. Se închide, dar are posibilitatea în satul în care locuiește, adică nu locuiește în vreun oraș. Există un loc în care, pentru o taxă rezonabilă, își duce copilul care participă la activități, la jocuri, da. Înțelegi? Și face, se duce la bazin și după amiază. Există bazin acolo și ea după amiază. Pentru că lucrează oamenii ăștia, românii noștri lucrează afară și au unde să-și lase copiii. Dar în țară ce faci? Și care credeți că ar fi soluția? Să nu mai vedem astfel de lucruri. Care pe mine m-au luat prin surprindere. Erau imagini, erau oameni care dormeau în stradă și au adus căunelele. Și erau oameni adormiți acolo după ce au stat o noapte la coadă cu o listă, explica cineva cum se face. Din oră în oră se strigă numele de pe listă, da, și, dacă nu și ești cine tăiat. Nu răspunde e tăiat. E un test de rezistență până la urmă. Bun. 0372069599 despre grădinițele de vară, cum credeți că se poate rezolva? Și eu acum întreb sincer, bun, băi, nu e școală, totuși, repet, nu se dau examene, nu se pun note, nu se fac medii, nu se lasă repetenți. Totuși nu se poate găsi un sistem să rămână deschisă grădinițele și peste vară? Cu personal redus, cu mai puțin copii? Serios întreb, poate vorbim și cu educatori de la grădiniță. N-am nimic împotriva dumneavoastră, vrem să vă luați concediu, evident că e nevoie de asta. Dar nu s-ar putea? 0372-069-599. De unde vreți să începem? Cu ce exemplu? Din ce țară vreți să... Da. Danemarca, deci... Germania, Franța? Păi să începem cu Danemarca, să precizăm că vorbim despre grădinițele de vară, despre cozile uriașe care au fost peste noapte pentru înscrierea copiilor la acele prea puține, la prea puținele locuri disponibile și despre cum s-ar putea rezolva problema asta. Uite, Dan e din Danemarca. Bună dimineața! Salut, Dan! Dom'le, cum e în Danemarca cu asta? Bună dimineața! Bună! Primul rând, Danemarca are doar 5 săptămâni de vacanță de vară. Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. În care nicio grădiniță nu este închisă, toți pedagogii și ajutorul lor au dreptul la 3 săptămâni de vacanță de vară. Și cum fac? Pe care o iau alternativ. Etapizat. În vacanță, aha. Da. Bun, și dacă pleacă educatoarea de la grupa copilului, vine un suplinitor, vine cineva în loc, ce se întâmplă? Este posibilitatea să vină un suplinitor, de obicei un fost profesor de școală, pensionar, care stă în localitate, aha. Vine în perioada de vară. Plus, sunt mai puțini copii, deoarece majoritatea își țin și ei vacanță și... Uh-huh. Din două grupe fac una. Tu vorbești de sistemul de stat din Danemarca, adică e vorba de exact, se plătește pentru serviciul ăsta? Se plătește în fiecare lună. Ok. În jur de 200 de euro pe lună. Ok. Asta pentru sistemul de stat, dar există grădinițe private? Există și grădinițe private, dar lucrăm după aceeași organigramă. Aproximativ. Da, mulțumesc foarte mult. Uite, hai să mergem, uite. Țară civilizată. Vacanțe mai scurte, se pledează pentru vacanțe mai scurte în țara asta de ani și ani de zile și educatorii și au concediu prin rotație și mai sunt profesori pensionari care câștigă și ei un bănuș și poate că le face și plăcere să se simtă în activitate. Da, da. Hai să vedem cum se întâmplă în Germania. Adrian, bună dimineața. Bună, salut, Adrian. Adi. Bună, Adrian. Dimineața. Bună. Vă salut, băieți. Da. Deci în Germania sunt 6 săptămâni de vacanță tot anul. Pe vară avem doar 3. Doar 3? Fiecare grădiniță își ia vacanță când vor ei.
Da? De obicei, de exemplu, la 2 km de noi, vacanța este decalată față de noi în caz de ceva să poate să vină suplinitor de acolo la noi. Uh-huh. Plata nu este, nu, adică nu necesită nimic, se plătește doar undeva la 5 euro pe zi mâncarea. A, și deci da. Pe parcursul verii, fiecare unitate de învățământ își ia săptămânile alea când dorește. Asta exact, spune. Exact, exact. Grădinița este deținută de către biserică, da. Care este în colaborare cu statul. Da. Și, da, mi se pare o chestie foarte bună, ținând cont că la noi un părinte are doar 6 săptămâni de concediu pe an. Deci, practic, un părinte poate să își ia concediu doar când copilul are vacanță. Bine, mulțumesc. Da. Germania e recunoscută pentru strictețea asta și pentru vacanțele scurte. Știu că acolo e locul unde dacă te duci în timpul zilei cu copilul la magazin, sună ea la poliție că de ce nu-i copilul la școală, știi? Din câte știu, dacă nu-i vacanță. La grădinița de stat în România se plătește o anumită sumă. Adică cred că plătești masa sau ceva, nu e totalmente gratuit. E, da, sunt tot soiul de taxe, apă și așa mai departe. Ca la spital, ca la școală, ca peste tot. Mai apare ceva. Da. Da. Hai să-l verificăm pe Adrian. Ne-a sunat și Cosmin din Germania. Bună dimineața! Salut, Cosmin! Salut, Cosmin! Bună dimineața! Da, după cum a spus antevorbitorul meu, da, în Germania sunt de 6 săptămâni de vacanță tot anul, 3 săptămâni în școala și grădinița, dar după cum știți, în Germania mai sunt landuri, da? Fiecare land își face vacanța în funcție de necesitățile. Și în timpul vacanței, ce se întâmplă cu aceste grădinițe? Se închid, se rămân deschise cu personal mai redus? Cum? Da, ele oficial sunt de închise, dar sunt practicanți care fac educatori practicanți, copii tineri care fac practica la grădinițe, la școli. Deci în timpul vacanței lucrează, dar cu alt personal. O să-ți mulțumim foarte mult pentru intervenție. Din păcate, legătura telefonică este foarte proastă și te auzim foarte greu. E ceva mai aproape de noi sistemul din Franța. Ne-a scris Adi de lângă Saint-Tropez. Da. Frumos. Zice așa, că în satul în care stă, primăria organizează centru de vară pentru copiii de la grădiniță sau școală. Prioritatea o copii ai căror părinți au contracte de muncă cu normă întreagă. Dacă sunt mulți care îndeplinesc criteriile, se dă startul la trimis mail-uri de înscriere la o anumită dată și oră. Cine se grăbește, prinde loc. Zice, exact ca la programele cu dosare pentru panouri fotovoltaice. Deci coada e virtuală. Și cine nu? Cine nu? Ghinion. Te zic, dacă e tot Adi cel care ne-a scris, că din Franța e. Bună dimineața, Adrian. Salut, Adi. Salut. Bună dimineața, băieți. Bună dimineața. Ce scuze, am foarte mare emoție prima dată când intru în direct. Așa. Eu locuiesc aici într-o comună lângă Paris. Da. La noi, înainte ca școala să se termine, primim mesaj și mail dacă vrem să înscriem copiii și nu numai mici de grădiniță, și ăștia alți mai mari, care sunt clasele primare, cum ați venit. Da. Dacă vrem să înscriem la centru de vară. Aha. Bun, și dacă deci vrei, înscriu pe toți sau au un număr limitat de locuri? Nu pot să vă răspund, nu știu, nu am avut niciodată probleme, dar bănuiesc că se găsește o soluție. Mm-hmm. Am înțeles. Bine, mulțumim foarte mult, să știi că te-ai descurcat foarte bine, să ne mai suni. Da. Uite, în Rusia, n-ai nicio grijă, ne-a scris din Astrahan un ascultător, Ovidiu, mi se pare foarte tare, da, că ne ascultă cineva în Astrahan și zice că acolo grădinițele nu se închid niciodată. Duci copilul între 7 și 8 și un sfert dimineața și îl mai iei seara între 5 și 7, deci practic stă poți să-l și uiți. Da. Minimum 12 ore. Ovidiu, să ne asculți la cască în Astrahan, să nu te aresteze aia că asculți radio străine. Educatorii și-au concediu prin rotație și fiecare grup are câte 2 educatori. Puftim. Deci e personal la discreție. Vlad, bună dimineața. Salut. Salut. Bună dimineața, băieți. Tu de unde ne suni? Eu vă sun de la Baia Mare. Așa, bună. Ia zi-ne, cum e acolo? Vreau să vă felicit în primul rând pentru temele discuțiilor din fiecare dimineață. Mulțumim. Vreau să zic că m-ați nimerit la fix cu tema asta cu grădinițele, pentru că la final de aprilie am trecut printr-o situație de asta și în ghilimele mi-a dat viața peste cap, să zic așa. Da. Te rog să știi că nu mai avem foarte mult timp. Te ascult. Da, ideea e că este foarte, foarte greu. Uh-huh. Și cum ați zis și voi la începutul discuției, dacă lucrezi undeva unde nu poți nici măcar să întârzi la servici, dar apoi să te concediu, ești mâncat. Da. Ce faci? Nu avem ajutor. Uh-huh. Nu avem ajutor
absolut deloc din partea statului pe tema asta și este foarte, foarte greu. Sunt foarte supărat, am toate stările astea la un loc, le-am acumulat de la final de aprilie până în momentul de față, pentru că foarte greu am găsit soluție la o grădiniță de privată, okay, prin intervenție cu zeci de telefoane într-o săptămână, pentru că soția, așa ne-am calculat, ca să înceapă și ea serviciu. Deci nici măcar grădiniță care... de stat, adică a fost greu și la privat. Exact, 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 exact. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, trebuie să încheiem. Da, mai avem un mesaj, îl ascultăm acum. Da. Bună dimineața! Pe lângă această temă a grădinițelor de vară, să nu uităm că nu există măcar grădinițe suficiente în tot Bucureștiul, cel puțin. În sectorul 4, în sectorul 4 nu există o grădiniță de stat, începând de la șoseaua Olteniței înspre Popeș-Leordeni. Și după aceea înapoi o stație până spre stadion. Sunt zeci de grădinițe private, dar singura grădiniță de stat este pe Panseluțelor, unde nu avem ce să căutăm, pentru că nu stăm pe strada Panseluțelor ca să putem să ne înscriem copiii. Drept urmare, noi de 2 ani plătim la grădinița privată. Da, sunt mai mulți ascultători care ne-au semnalat problema asta. Știi că e o lege, am înțeles, că dacă se construiește un ansamblu de ăsta rezidențial, ar trebui să facă și grădiniță de stat și școală, și asta nu există. Și mai avem un mesaj de la Mihaela, care este educatoare la Galați și ne atrage atenția că la grădinița de vară, cadrele didactice fac voluntariat, nu sunt plătite pentru a sta cu copiii, iar ea face de 12 ani voluntariat. Bun. În concluzie, fraților, trebuie să facem ceva în țara asta, pentru ca oamenii pe care îi plătim ca să administreze lucrurile publice de interes public din România să-și facă treaba. Nici măcar nu este atât de complicat. Și mă adresez celor care sunt în administrația publică, și domnilor miniștri, domnilor și doamnelor miniștri, dar și directorilor de diverse direcții și așa mai departe. Toți oamenii care lucrează în sistemul ăsta, care este finanțat din banii pe care îi plătesc cetățenii. Băi, nene, uitați-vă la ce cer oamenii și oferiți asta. Nu e nimic mai complicat. Asta este filozofia sistemului privat, asta ar trebui să fie și filozofia statului. Frate, dacă oamenii vor autostrăzi, construiți autostrăzi. Dacă vor trenuri mai rapide, faceți trenuri mai rapide. Dacă stau peste noapte la cozi, ca pe vremea comunismului, să-și înscrie copiii la grădiniță peste vară, că sunt prea puține locuri, rezolvați problema asta. Înseamnă că oamenii au nevoie de așa ceva și pentru asta plătesc, pentru asta muncesc și plătesc taxe, ca să le rezolvați problema. Nu ca să stea peste noapte cu orele să se umilească. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.